Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog cu o nouă culoare, bineînțeles. O tunsoare, tot aceeași, dar mai scurt. Astăzi începem în forță, pentru că mâine va fi ziua Otiliei. Bineînțeles că astăzi trebuie să curățăm din nou, să sortăm pe ele, pentru că așa se întâmplă de obicei. Așa că trecem la treabă și vă las să ne urmăriți în liniște, după cum doriți voi. Da, noi bai mergem noi mai târziu. Da, i-am pus ocupație. Bineînțeles că nu vor sta aici mai mult de 5 minute, nu rezistă. Dar așa un pic de culoare în cameră să se mai joace, că nu mai știu unde să le pun. Da, Otilia, le punem înapoi, mamă, ce nu-ți trebuie, pune mama înapoi, da? Da, lasă-l așa până se rupe, mai lasă. Ma, nu, 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 nu. Are cu ce să se vezi că se răstoarnă sora ta. Da, uite ce mulți din țară. Uite. Stefan, ceva. Hai că stă prost pe rina asta aici, nu-i bun. Dă-i și asta aici așa. Da, ce cu scuze pe rina. Povestim ce tort vrea Steffi de ziua ei. Vezi că tu te vergi dincolo. Uite-te mă la ea. Noi nu putem să stăm de vorbă ca oamenii. Vreau... Da, bravo, prieteni! Ați fost pe jos, bravo! Bravo, Tilia, n-ai! Da, deci dacă nu... Știi care tal vreau? Nu mă leg, vreau jucării. Pentru că pot să fac o singură cu mâna. Nu stă o pătură pe pat, nu stă nimic nici cum. Vă știți ce tot vreau? Cu Lego. Aia vreau. De părere. Sau cu Roblox, că eu am joc Roblox pe tabletă, băi! Dipsy Lala! Gypsy! Lala! Ho!
de ce cum se vede ochii la lumină din telefon. Continuă petrecerea, pregătirea pentru petrecere. Am părul prins pentru că am gătit, am făcut blatul. Iese din cadru scotorul ăsta în câteva minute. Pregătim baloanele, umflăm aici. Fiica mea este... I-a suflată deja. A consumat tot heliu pe baloanele ei. Și încă mai umflăm, bineînțeles. Uitați aici câte mai avem. Deci în cadru am în cap. Da. Otilia e acolo cu minte. Deci așteaptă ziua. Te dau o țeță. În noaptea asta la 1.48 am născut-o. Așa nu că... mai pot să-l scot. Să sperăm că mai stăm și treji până la ora. Ești bine, ești Metterling. Ba, uflați! Hai, e sus șefa aici!
este deja a doua zi. Am filmat puțin aseară să vă arătăm cum decurg treburile. Pe aici mai avem baloane, vreau să le adun în formă de trei, așa, și apoi să le mai agățăm prin casă. Ce trebuie să fac? Cât timp e? Nu știu, submit. Unde train? Tren. Un tren trebuie să faci. Bun. Și haideți să vă arăt acum ce am reușit noi să facem. Două secunde să mă așez. Că se pare că l-a luat valul. Nu știu ce are Mickey Mouse-ul ăsta. Acum Helio își face efectul. Că până acum nu vrea. Cam așa a ieșit. Așa, cu fotoliu. Ce spuneți? Mă pricep? Ia uitați aici. Aici venim, facem poze, mă rog. Dar acele rastel n-am cum să-l mut de acolo. Asta este. Și da, ne apucăm în continuare de treabă, că apoi am de umplut tortul. Așa că, nu știu, cât reușesc să filmez. Să-mi așez că am culcat-o, ca să pot să reușesc să fac treabă. Vă las să urmăriți mai departe. Și am terminat. Am mai agățat acolo niște baloane. Bine, aici v-am arătat. Ștefania deja se joacă cu ele. Și haideți să vă arăt. Deschidem ușa. Ia uitați în casa asta aici am făcut. A pus și pe ușa. Stai, Ștefi. Uite, îți prind părul. Da, cam așa de arată. Deci nu așteptăm. Adică nu știu dacă vine cineva. Noi facem pentru noi. Așa că intrăm înăuntru. Mai am de făcut în camera asta, unde noi luăm masă. Aici trebuie să fac curățenie. Deși, uitați, și aici am pus trei baloane, am agățat. Alea sunt ale noastre lucruri. Nu rupe din tort. Tu te vezi cum am făcut în casa Scălegi, s-a trezit și Denisa. Și tu încet. Nu, chiar până jos. Că nu mai aveam baloane. Ștefi mi-a ciubulit. Ștefi! Ia uitați ce-a făcut. Deci n-ai cu cine. E bun.